apropo de fertilitate și de impactul cancerului de col la femeile însărcinate, că pot rămâne și se descoperă cancerul de col, atunci trebuie să vină și ele la un control. Și se descopere și în funcție de stadiul la care este, se stabilește cu mama de comun acord că întotdeauna primează viața mamei, nu sarcina. E adevărat că mama câteodată vrea să aibă copil, dar noi îi spunem toate riscurile. Că, de exemplu, putem să-i spunem, noi aveți un stadiu care permite, deși în sarcină scade mult imunitatea, care permite continuarea sarcinii, dar când va avea loc nașterea, vom face cezariană și vom scade tot. Pentru a nu vă opera de două ori, ca să zic așa. Pentru că pacienta care are cancer de col nu poate să nască natural. Și atunci, sigur, va fi cezariană, că traumatizează rău de tot colul, se împrăște și peste tot. Și atunci se face cezariană. Pentru alte mame care au un stadiu avansat de cancer și sunt însărcinate, atunci noi le spunem că trebuie întreruptă sarcina și făcută terapia cancerului.